Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Din nou, o mică furtună într-un și mai mic pahar cu apă. Ministerul Român de Externe dă o zicere, o glăsuire, ca va zică, vorba lui Conu Iancu. De ce? Pentru că chiar și ambasadorul Ungariei la București a fost contactat după o vizită privată făcută în România de doamna Nova Cătălin, președintele Republicii Ungare, asta în secuime cu ocazia acelui pelerinaj de rusalii colosal de la Șumuleu, Ciuc, unde participă 300.000 de oameni. Imediat o să vă povestesc despre el. Care e marea problemă? Marea problemă este că doamna președinte a pus pe Facebook-ul domniei sale un videoclip care conținea și imnul ținutului secuiesc. Știți dumneavoastră, în retorică românească, ținutul care nu există. Da? Nu e nicio problemă că există țara Zarandului, țara Făgărașului, ținutul, o grămadă de ținuturi în România istorice. Da? Și ne mândrim cu ele și bine facem. Ținutul secuiesc nu există. Bun, revin la toate chestiile astea pentru că toate au importanța lor. Și doamna respectivă, președintele Republicii Ungare, a pus pe Facebook-ul domniei sale un filmuleț, ea a fost prezentă acolo, au mai fost prezenți și alți oficiali din Ungaria, dar și din România, inclusiv vicepremierul Kelemen Hunor. Și cine a mai fost prezent? Ia să vedem, că ne spune presa aici. Sigur că da, ministrii Tancos Barna, Eduard Novak, alți reprezentanți ai comunității maghiare din România. E o chestie tradițională acolo, la Șumuleu Ciuc. Și mare, mare problemă pentru Ministerul Român de Externe. Duminică seara a transmis că l-a contactat pe ambasadorul Ungariei la București după ce în cadrul vizitei private a președintei Novak Cătălin în țara noastră au fost lansate mesaje publice neadecvate. Mesajul public neadecvat era imnul respectiv. Asta era tot. Bun. Haideți să vedem despre ce este vorba. Și anume, 1. De la începutul statului român contemporan, unificat din 1918, acesta, din urmă, statul român, nu a știut, dar nici nu a dorit să ia în considerare o clipă măcar vreo posibilitate de a ajunge la un modus vivendi rezonabil cu secuii, cu această comunitate compactă din mijlocul României. Și ar fi putut și ar fi trebuit să o facă. Statul român ar fi trebuit să-și spună așa în 1919. Încă din ianuarie 1919. Dar cine să o facă? Brătienii centraliști? Statul român trebuia să-și spună așa. Ok, ce avem noi aici? Avem o pleașcă istorică fantastică. Noi am pierdut primul război mondial, chiar am făcut pace separată cu Germania și din vari considerente și considerații avem România mare. Avem o grămadă de minorități. Numai stat național nu suntem. Suntem un stat multinațional. Așa suntem. Te uiți la statistici și vezi că elementul românesc este de 71%, atât. Restul sunt alții. Care e problema? Nu-i niciun fel de problemă în asta. Pur și simplu așa era. Și atunci, de ce n-ar fi făcut ceva de genul ăsta cu secui? Să spună încă de atunci, măi secui, uite-te, așa a fost istoria. Voi n-ați dorit să faceți parte din România. Nu v-a întrebat nimeni dacă doriți sau nu. V-ați trezit în România. Ok. Noi, statul român, încercăm să vă facem traiul în noua voastră patrie cât mai bun, cât mai acceptabil, astfel încât să obținem în cele din urmă loialitatea voastră. Loialitatea nu se obține peste noapte așa.
acum ești cetățeanul meu, de ieri pe azi și de azi încolo mi-ești mie loial, că așa-ți spun eu, nu funcționează așa. Oamenii aia erau obișnuiți de cu secole de autonomie, cu niște lucruri din istoria locului, de care ar fi trebuit să se țină cont dacă vroiai să câștigi, cum spun americanii, mințile și inimile acelor oameni. În schimb, ce s-a întâmplat? Știm cu toții. Haideți să nu mai mergem atât de mult în trecut. Haideți acum, după Revoluție. Statul român ar fi putut să spună așa: măi secui, ok, uitați, imediat se fac 100 de ani de apartenență a voastră la România. Au fost greșeli de care ne pare rău. Dorim, noi stat român, să vă întindem o mână prietenească și ne dorim mult să o acceptați. Haideți să găsim o formulă rezonabilă, astfel încât și voi să vă simțiți bine acasă la voi și noi să ne simțim confortabil cu un nou aranjament administrativ. Haideți să găsim o formulă. În schimb, ce a binevoit să facă statul român post-1989? A continuat să le spună secuilor că ținutul lor nu există. Da? În schimb, există ținutul Țara Zarandului, ținutul Făgărașului, ținutul... Nu, vă mai pot enumera 25-30 de din astea istorice cu care România se mândrește. În schimb, ținutul secuiesc nu există. Voi n-aveți ținut, n-aveți steag, steagul lor este făcut cârpă de naționaliștii români, sunt amendați dacă îl arborează, la ei acolo, acasă, sunt amendați dacă arborează steagul secuiesc, da? N-aveți imn, n-aveți nimic. Voi să vă băgați mințile în cap și să deveniți buni români. Punct. Cam ăsta este mesajul statului român pentru secui. Ei bine, haideți un pic să fim raționali, da? Și să lăsăm emoțiile deoparte. Cum să câștigi mințile și inimile acelor oameni comportându-te așa? Cum? Bineînțeles că pe ăștia îi îndepărtezi și ăia se vor arunca cu mare entuziasm în brațele primitoare ale orbanismului. Care regim orbanist? Apropo, acolo în secuime și nu doar în secuime, ci în toată Transilvania, tace și face o grămadă de chestii materiale, de la săl de sport, la stadioane, la cluburi de tot felul de sporturi, la 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 la. Da? Și chestia asta secuii o văd. Statul român face ce? Păi statul român face ce face în toată România, adică nimic. Și pe ce bune mâna face praf oricum. Și atunci, din nou, loialitate, nici vorbă. Da? Bun. Pelerinajul acesta de Rusalii de la Șumuleu-Ciuc este un fenomen senzațional. Este un exemplu absolut de manual de civilizație și de impecabil. De mult s-a observat că acolo sunt 300.000 de oameni. Și după ce pleacă ăia 300.000 de oameni de pe câmpia aia enormă, știți ce rămâne în urma lor? Da? Vă spun eu ce rămâne în urma lor. Dom'le, nu rămâne nimic. Rămâne bec. Lună bec. Rămâne iarbă verde. Nimic. Da? Imaginați-vă că o adunare de 300.000 de oameni are loc altundeva în România. Și nu spun în un anume loc geografic. Altundeva în România. N-are sens să discutăm despre ce lăsăm în urma noastră acolo, da? De la semințe, la peturi de bere, la ambalaje de tot felul și mizerii și nu știu ce. Deci o chestie de civilizație. S-a cântat imnul secuiesc, normal. Imnul cui era să se cânte? Al Norvegiei? Al Burkinei Faso? Aici este o mare greșeală a statului român. Pentru că ar fi putut să ajungă la un modus vivendi rațional cu acești oameni și să facă el ceea ce face regimul Orban de atâția și atâția ani.
ar fi putut să facă chestia asta. Ar fi putut și ar fi trebuit să dea cumva acestor oameni de înțeles că România este și casa lor. Să știți că de-a lungul carierei mele de atâția ani la Universitatea Sapienția din Cluj, ca profesor asociat, n-am fost niciodată angajat acolo, dar ca asociat am avut foarte, foarte mulți studenți secui și sunt foarte diferiți între ei. Am rămas și eu uimit. Unii dintre ei știu românește excepțional, alții, cei mai mulți, știu rău, mai rău, mai puțin rău, dar în general rău, și o parte mică, foarte mică din tinerii secui, am avut și caz de genul ăsta, nu știu deloc, dar absolut deloc, probabil da sau nu, și cu asta s-a terminat toată limba română a lor. Bun. Și am avut ocazia să discut de multe ori cu acești oameni. Cum văd ei lumea, cum văd ei țara lor, cum văd ei, și să știți că mi-au spus lucruri foarte interesante. Noi, majoritatea românească, nu facem nici măcar un sfert de pas spre ei. Nici măcar noi, indivizi, începem să o facem, să mai mergem prin secuime, să mai discutăm cu acei oameni. Și să avem surpriza că ne răspund în românește și că ne servesc la masă în românește și că nu-i nicio problemă oriunde te-ai duce, ca să desfințăm niște mituri aberante și absurde. Da? Bun. Numai că acei oameni au complexele lor și știu că sunt tratați cu suspiciune. Știu că li se desfințează istoria. Pentru că ți se desfințează istoria spunându-ți că tu nu existi. Ținutul tău nu este. A fost sute de ani, nu există. Steagul tău e o cârpă, așa este denumit. Ești amendat dacă fluturi steagul secuiesc în secuime. Da? Asta în vreme ce în Ungaria, de exemplu, steagul românesc, în localitățile cu populație românească, flutură în foarte multe locuri, inclusiv pe liceul românesc din Giula, unde eu am fost de câteva ori și l-am văzut cu ochii mei. Da? Steagul României. Cum flutură steagul României și pe bisericile ortodoxe din Giula. Nu-i niciun fel de problemă. Cum flutură steagul României pe sediul autoadministrării românești din Giula. Și nu numai din Giula, din Micherec și din alte localități din estul Ungariei. Imaginați-vă prin translație să vezi steagul Ungariei pe o biserică maghiară din România. Da? Sau pe sediul UDMR-ului. Sau pe sediul unei școli maghiare din Cluj. Bună oară! Da? Ar fi un scandal național care îl dura câteva luni. În Ungaria chestia asta se întâmplă și atunci secuii spun, da, stai un pic, acolo sunt atât de puțini români și statul maghiar face asta pentru ei, noi care-i problema să ne arborăm steagul? Adică ce rău facem cui? Pentru Dumnezeu. Da? Mai ales că în Europa asta există atâtea autonomii etnice, cu atâtea steaguri, cu atâta multitudine de limbi oficiale. Eu am fost în Val d'Aosta, în Italia, mergând spre Franța și acolo am văzut 11.000 de steaguri ale regiunilor, microregiunilor, zonelor de acolo și se mândreau toți cu ele. Acolo am văzut nume de localități la intrare și de ieșire numai în franceză, nu și în italiană, nimeni nu se scandaliza, nimeni nu avea nicio problemă. Da? În Trentino Alto Adige nimeni nu are nicio problemă că e bilingvism. Oficial, acolo dacă vrei să lucrezi trebuie să știi germană și italiană, punct. Și dacă ești italian din Sicilia înveți germana. Da, la tine acasă în Italia înveți germana. Altminteri îți găsești de lucru altundeva în tot restul Italiei. Da, în România ar fi o revoluție probabil dacă s-ar încerca așa ceva. Deci suntem înapoiați și din punctul ăsta de vedere. Și cred că ar fi fost foarte bine să le spunem acestor oameni așa: măi secui, noi vrem să ne mândrim cu voi, pentru că suntem România, singura țară din lume care are secui la aia acasă, în ținutul secuiesc. Hai să găsim o formulă unde să punem în valoare acest ținut, din punct de vedere turistic, din punct de vedere gastronomic, din punct de vedere cultural, al folclorului, al nu știu cum. Hai să găsim o formulă rezonabilă, pentru că noi vrem să ne mândrim cu voi.
Nu vrem să ne temem de voi, că vreți să luați nutul, să-l băgați în buzunarul de la piept și să mergeți la doamna Cătălin la Budapesta să îl puneți pe biroul prezidențial. Asta ar fi trebuit să facă statul român. Chiar așa, să intre la concurență cu regimul urbanist. Pentru că despre asta este vorba. Ăla face pentru acei oameni una alta, statul român nu doar că nu face, pentru Ținutul Secuiesc nimic, inclusiv pentru românii din Secuiesc nu face nimic, dar și pentru românii din Cluj și pentru oriunde în România asta ce face statul român, da? Bun, deci asta ar fi trebuit să facă statul român, să facă el și să spună, uite-te, vrem să ne mândrim cu voi, vrem să vă facem să vă simțiți ca acasă, vrem să contribuim, să vă punem cumva pe hartă. Da, și dacă există posibilitatea unei anume autonomii, de ce nu? Care e problema? Noi românii n-avem nicio treabă să emigrăm cu milioanele în țări cu autonomii etnice, da? Vezi Italia. Ba chiar să trăim în ele. Câți români trăiesc în Trentino, Alto Adige? Emigrați din România. Păi dacă e așa de înfiorător și așa de neeuropean, cum de nu dau ăia buluc aici în România noastră europeană, ci dăm noi buluc acolo la ei să ne stabilim să trăim? Foarte interesant. Și atunci suntem noi ăia care învățăm și germană și italiană, ca să trăim la Bolzano, de exemplu, nu? Și asta ni se pare perfect normal. Nu-i niciun fel de problemă. Pentru că se trăiește bine, pentru că e bună stare, pentru că e în regulă tot. Da? Când e vorba să avem și noi ceva similar la noi acasă, este deja o trădare de patrie și este o chestie care te duce în pragul războiului civil. De ce? Explicați-mi dumneavoastră că eu nu înțeleg. Ca atare, toate aceste inflamări, toate aceste învârtoșeli trebuie liniștite și trebuie găsită o soluție rezonabilă, normală, nu de genul domnului președinte al României care vine și spune că am făcut emisiune despre asta, Ciolacu vrea să vândă Ardealul ungurilor și asta este citat textual. Da? Pe Iona Potkivanok PSD. Nu mai țineți minte. PSD-ul vrea să vândă Ardealul și nici măcar să vândă am greșit eu. Ci domnul Iohannis a spus să dea. Ciolacu vrea să dea Ardealul ungurilor. Cum să-l dea, domn prezident? Lămuriți-mă dumneavoastră că sunteți profesor de fizică, mă rog frumos. Și aveți proprietatea termenilor, da? Știți că în fizică există noțiunea de volum. Ceva trebuie să intre în ceva. Cum să dai Ardealul uncăror, care e categoria asta de ungurilor, căror unguri? Vecinului meu de vis-a-vis, ăla unde-l bagă? În garaj? În traistă? Deci vă dați seama în ce hal de înapoiere suntem noi astăzi, încă în România în 2023, când venim cu chestii de genul ăsta. Care este soluția? Din nou citez din acel individ. Da, îmi place să știți. Studielat. Ce e de făcut? E de făcut că trebuie câștigate mințile și inimile acestor oameni. Un mic pas s-a făcut, să știți. Și trebuie evidențiat. Și anume, se tot plângeau și pe bună dreptate, în special maghiarii, dar și alți minoritari, dar în special maghiarii, că limba română este predată copiilor minoritari ca limbă maternă începând din clasa 1 și este o nebunie pentru că nu pot să o învețe. Rezultatul acestei tragedii l-am văzut eu la universitate. Cu copii secui care nu vorbeau limba română și care au trecut bacalaureatul învățând totul pe de rost. De câțiva ani este schimbată chestia asta și vom avea o generație acum. Este schimbată în bine, în sensul că din clasa 1 până între a 10-a limba română se face altfel. Nu ca la secțiile românești. Asta este bine. Și se consideră că odată ajuns în clasa 10-a așa, între 11-a și 12-a poți să ți se predea limba română ca la secția română. Ceea ce este rezonabil dacă se face cum trebuie. Iată că se pot face pași buni, pași înțelepți, dar de ce a trebuit să așteptăm aproape 30 de ani pentru asta, când minoritarii au ridicat problema asta imediat în 1990? Și noi am acuzat de trădare. Și de faptul că. Ca până la urmă să facem fix ce au cerut ei, pentru că am considerat, rațional fiind, că e mai bine pentru toată lumea și în primul rând pentru cunoașterea limbii române de către ei.
iată că s-a putut. Trebuie să fim optimiști, trebuie să fim deschiși, trebuie să fim cu ochii înspre Europa și să ne întindem mâini și punți unii spre ceilalți. Când vom face chestia asta, vom vedea că suntem cu toții ființe umane și avem aceleași probleme, aceleași boli, aceleași bucurii și aceleași tristeți. Și atunci, cred că va putea să înceapă o nouă etapă, una mai bună și mai benefică pentru toți. Am convingerea asta, să știți, și rămân optimist. Mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că vă abonați la acest canal și îl recomandați și altora spre abonare, așa cum vă mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, pagina oficială de Facebook a canalului. Multe mulțumiri merg către cei care iau în considerare faptul de a susține acest canal prin Patreon, PayPal și Revolut. Informații aici și în textul de sub imagine în site-ul YouTube. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și ca de obicei, să auzim numai de bine!